Salutare! Sunt Fetița cu surprize și vă invit la noul sezon al emisiunii pentru întreaga familie în lumea surprizelor! Vă invit pe mic și mare în lumea surprizelor! O lume colorată, o lume a copilor! Partenerii emisiunii: Dulcinela, ziua ta un pic mai dulce; Linela, alături zi de zi; One Vision Optica. Salutare, prieteni! A venit și prima lună de iarnă! Suntem în luna decembrie! Curând este Crăciunul și apoi Revelionul și trebuie să ne apucăm de învățat colinde, să le repetăm pe cele știute, să învățăm altele noi. E adevărată pregătire! Avem ceva treabă! Astăzi avem o ediție specială cu totul și cu totul altfel, pentru că vom dansa, vom cânta și vom recita poezii. Vreau neapărat să-i cunoașteți pe acești copii talentați, dar și foarte hărnicuți. Să-i urmărim cu mare atenție! Vedetea cochete. Pământule, tu, cel de glorii, te caut prin străvechi istorii, când vremea noastră de acum ce-a mai rămas din tine, huma, doar huma cu de aur fire, ce de-atâta siluire te grabă nici pe ea. O, Doamne, n-o vom cunoaște în veri și în toamne. Ridică-te din suferință și din cazona umilință. Ridică-te, Basarabie, trecută prin foc și sabie, bătută ca vita pe spate, cu biciul legii strâmbate, cu lanțul poruncitoarelor strigă-te, ridică-te, ridică-te, ridică-te! Tu, preschimbată într-o mină de sfeclă și de nicotină, în care sunt înmormântate vieți de soră și de frate. Tu, preschimbată într-o fermă, în care o mână dură ferma se vârâ până la cot și în hață tot ce-am muncit de dimineață. Ridică-te din suferință și din cazona umilință. Ridică-te, Basarabie, trecută prin foc și sabie, bătută ca vita pe spate, cu biciul legii strâmbate, cu lanțul poruncitoarelor strigă-te, ridică-te, ridică-te, ridică-te! Tu, preschimbată într-o gară în care cine vrea coboară, în care cine vrea se plimbă, scuipând în datini și în limbă, schimbată crud de minți demente, în cruce de experimente, îți bat piroaie în mâini, picioare, te stingi și parcă nu te doare. Ridică-te din suferință și din cazona umilință. Ridică-te, Basarabie,
trecută prin foc și sabie, bătută ca vita pe spate, cu biciul legii strâmbate, cu lanțul poruncitoarelor strigăte, ridică-te, ridică-te, ridică-te! Suntem mesagerii raionului Cahul la emisiunea televizată În lumea surprizilor. Am venit aici cu colectivele artistice din instituțiile de învățământ și de la Centrul Raional de Creație a Copiilor, Universul. Faimoasa fanfară Argintie a trimis astăzi la emisiune ansamblul de instrumente aerofone, vârsta 8-12 ani, conduși de maestrul Zgardan Clemente, care a dus faima raionului și a Republicii în Franța, România, departe peste hotarele țării. Alături de minunații instrumentiști sunt copiii de la Cercul Dramatic Luceferii, conducător doamna Polina Savca, cu un recital de poezie. Vrem să spunem un mare mulțumesc Consiliul Raional Cahul, în persoana domnului președinte Marcel Cenușă, doamnei vicepreședinte Valentina Șevcenco, doamnei șefa secției culturii Natalia Ponomariov și șefului Direcției Generale Învățământ Cahul, care ne-au susținut financiar și material pentru participarea la această emisiune televizată, pentru care le mulțumim frumos din partea noastră și a copiilor. Un mare mulțumesc producătorilor emisiunii televizate În lumea surprizilor, care oferă copiilor scenă pentru valorificarea talentelor și promovarea obiceiurilor și tradițiilor naționale. Un mare mulțumesc din partea tuturor copiilor, fetiței cu surprize, care întotdeauna este ca o zână bună, foarte pozitivă, ingenioasă și foarte distractivă. Vă mulțumim mult pentru promovarea tinerilor talente. Este foarte bine că ne invitați chiar de la cea mai fragedă vârstă, de la 4 ani, să vină copiii la emisiunile televizate. Și noi organizăm concursuri de promovare a talentelor și chiar era necesar o asemenea invitație, că la final copiii spuneau: dar acum unde mai mergem? Dar totul se termina la Cahul. Dar iată, acum avem posibilitatea să ieșim și pe scena Republicii. Stimați părinți, în special părinții tineri, dacă vedeți că educatorul sau profesorul spune că copilul dumneavoastră este talentat într-un anumit domeniu, vă rugăm mult să investiți în ei, să promovați, să le cultivați talentul și să încercați să îi înscrieți într-un cerc de pe lângă instituțiile extrașcolare din apropierea dumneavoastră. Pentru că sunt multe exemple când copilul a profesat în viață ceea ce a învățat în cadrul învățământului extrașcolar. Știu doamne care au absolvit filologie, istorie, economie, iar acum sunt conducătoare de grupuri coreografice apreciate în plan internațional. Deci activitatea în instituțiile extrașcolare pregătește profesional copiii. Ajutați-i pe copiii dumneavoastră, susțineți-i și în anumite momente chiar trebuie să insistați, deoarece aceasta e o muncă destul de grea pentru copii, să facă față cerințelor curriculare și să mai frecventeze și un cerc din instituția extrașcolară. Vedete cochete! Vremea trece, vremea vine. Poate-s vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece, de te-ndeamnă, de te cheamă. Tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte?
și-ar sta să le asculte. Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte vremea trece, vremea vine. Nici înclina ei limbă recea cumpăna gândirii înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii. Și din moartea ei se naște și o clipă ține, poate, pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitori ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipul. Și de plânge, de se ceartă, tu un colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt al filei două fețe. Vezi în capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mijloace se supun câte există. Și de mii de ani încoace, lumea e veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, te-or întrece nătărăii de a-i fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că te vor iarăși între dânsii să se plece, nu te prinde al lor tovarăș ce e val ca valul trece. Cu un cântec de sirenă lumea întinde lucii mreje ca să schimbe actori în scenă, te momește în vârteje. Tu pe alături te strecoară, nu băga nici chiar de seamă din cărarea lor afară. De te îndeamnă, de te cheamă, de te ating să feri în laturi, de hule să taci din gură. Ce mai vrei cu a tale sfaturi dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce e val ca valul trece, nu spera și nu ai teamă, te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate-s vechi și nouă toate. Vremea trece, vremea vine. Vreau să vă prezint Fanfara Aurie, conducător Zgardan Clementie. Veniți tocmai din sudul Moldovii cu un bagaj de melodii frumoase. Colectivul a primit titlul de Orchestra Populară, iar din 2000 și până în prezent deține titlul de Colectiv Model. Fanfara Aurie are peste 100 de diplome și mențiuni obținute în cadrul concursurilor de rang republican, dar și internațional.
Fanfara, pe bună dreptate, este mândria localității și promovează imaginea țării și a raionului în plan internațional, participând cu brio la Festivalul Fanfarelor din Franța! Vedete cochete! La rubrica Surprize în bucătărie și alături de mine este o gospodină peste toate gospodinele. Se pricepe la toate. Vreau neapărat să o cunoașteți pe Delia. Salut, draga mea! Salut! Ce faci? Cum ești? Bine! Bine? Vreau să-mi spui câți anișori ai tu? 4 jumate. Asta cât vine pe mânuțe? 1, 2, 3, 4. 4 și încă jumătate. Adică numai jumătate de deget, da? Da. Am înțeles. Știu că tu mergi la grădiniță. Da. Îți place la grădiniță? Da. Dar ce îți place ție la grădiniță? Să fac multe activități. Care sunt activitățile tale preferate? Dinozauri. Tu cunoști despre dinozauri? Oh, dar ce cunoști tu despre dinozauri? Au sos. Mănânc bebeluș, este dinozaur care zbor, este dinozaur care mănânci pești. Dar dinozaurii sunt mari sau sunt mici? Sunt mari și este din ou ușor. Sunt dinozauri micuți din ou ușor? Astea sunt așa micuți? Da? Foarte! Este din ou ușor. Dar tu cum crezi? Noi avem aici 3 ouăușoare. Crezi că sunt ouăușoare de dinozaur? Nu. Nu? Dar ouul de dinozaur e mai mare decât ăsta? Da. Ce crezi? De la cine vine ouul ăsta? De la găinușă. De la găinușă? Super! Ai dreptate!
La Linela găsim cele mai gustoase și sănătoase produse, așa că le mulțumim tare, tare mult pentru că împreună vom face astăzi o rețetă foarte, foarte delicioasă. Știi ce rețetă facem? Da. Se numește omletă la cuptor. Ai gustat vreodată așa ceva? Nu. Nu? Ești curioasă să vedem cum o să ne descurcăm cu această rețetă? Da. Avem aici o formă în formă de ouășoare. Da? Este o formă de copt. Da. Da? O să luăm ouășoarele și o să le batem așa, o să le mixăm bine, bine, bine. Da? Și o să le decorăm cu... Ardei. Ardei, corect. Și ce culori de ardei avem? Galben, portocaliu și roșu. Foarte bine! Și va trebui aceste ouășoare pline cu ouășor să le umplem cu... Ardei. Așa, perfect! Ai iscusința de a tăia cu cuțitașul? Nu. Nu? Vrei să ne învățăm împreună astăzi? Da, ouășoarele, le poți, poți să le spargi și să le punem aici, da, în bol? Asta o poți? Super! Dă-mi un 5! Atum la treabă! Tu cunoști poezii? Da. Ce poezii cunoști tu? Despre păpușică. Despre păpușică? Da. Vrei să ne spui și nouă? Da. Da? Da? Hai, te ascultăm cu mare atenție. Nu mai plânge păpușită, știu, să mai minte, te arinți, te iubesc, te nitajă, te fire. Hai, facem o supiță bună, 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 când tate ajungea ta, vă rămas. După amiază ne plimbăm și pe bunițe vizităm. Tot așa la venit o poveste, ce. Bravo! Dar eu știu că tu mai știi și poezii de Moș Crăciun. Moș Crăciun e smete mare, are muce buzunar și un răsat de spinar. Ce mi-aduce oșoare? Dar tu spun o poezie, moșul îmi dă văzutare. Dat un jot, un dat frumos, moșul tare bătoroasă. Bravo! Dar tu ce daruri vrei de Moș Crăciun? Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? O păpușă. O păpușă? Dar ce nume o să-i pui la păpușă? A să-i spun numele Ana.
acum o treabă foarte serioasă. Până se gătește mâncarea noastră, da? Omleta la cuptor, noi avem aici câteva întrebări care trebuie neapărat să le descifrăm, da? Am primit mai multe scrisori prin care suntem întrebați anumite lucruri. 1. De ce crezi că inima e mai importantă decât creierul? Pentru te să te iubim. Ți-ți plac provocările? Da. Da? Uite, ai voie să îmi adresezi orice întrebare vrei tu. Ai un cățeluș. Am un cățeluș, se numește Iorec. Ți-ți plac cățelușii? Da. Dar tu cunoști toate animalele domestice? Nu. Nu? Dar animalele sălbatice? Domesticele. Domestice le știi? Vrei să enumerăm 5 animale domestice? Da. Hai, spune. Peșita, cățelușul, daienușele, tapița și totoșul. Așa, el face, cum face? Totoridum. Așa, și găinușa cum face? Totcoda. Totoda. Hai să mergem acum să scoatem ușoarele de la cuptor, ce zici? De acord? Hai! O dimineață frumoasă tuturor! Și pentru că am fost gospodine peste toate gospodinele, ne-am decis acum să facem magie! Magie, magie, vrem surprize o mie! Magie, magie, vrupice în tutie! Wow! Au venit surprizele! Din partea emisiunii În Lumea Surprizelor, și anume rubrica Surprize în Bucătărie, avem pentru tine o cutie cu surprize! Și din partea partenerilor noștri, Linela, și pentru că sărbătorile de iarnă sunt în prag, noi ți-am oferit aici un caiet cu autografe și de la fetița cu surprize și uite aici îl ai și pe Iorec. Da, o să-l ai prieten acasă cu tine. Asta e pentru tine, să desenezi ceva frumos, frumos și acolo poți să și scrii scrisori pentru Moș Crăciun. Mulțumesc! Mulțumim companiei Linela pentru produse sănătoase și delicioase! Surprize în bucătărie! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru colaborarea emoțională ce mereu e cu zâmbet și multă fericire! Sunteți cei mai buni! Sunteți micii mei supereroi! Vă iubesc și vă dau invitație pe rețelele de socializare și pe canalul de YouTube! Până data viitoare, vă îmbrățișez cu mult dor și vă transmit pupicii băreți! Vă iubesc! Partenerii emisiunii Dulcinela, ziua ta un pic mai dulce. Linela, alături zi de zi. One Vision Optica.